În ținutul mitic al moroșenilor, la Iehud, îl aștepta nerăbdător părintele Ioan Marcu. Biserica pe care el și comunitatea o înălțaseră sfidând cu îndrăzneală autoritățile comuniste trebuia grabnic pictată. O comunitate extraordinară pentru acele vremuri. Nu numai că este o comunitate de o tărie de spirit și cu un preot extraordinar de asemenea, care știa să-i organizeze, erau de asemenea în mod, aș putea spune, tradițional niște opozanți. Încă 10 ani după război au luptat încă împotriva ocupanților și împotriva comunismului și au avut foarte mult de suferit. Oamenii ăștia erau foarte drepți, aș zice, direcți, fără sofisticări, foarte inteligenți, grozav de muncitori. Mi s-a părut că le trebuie o biserică fastoasă. Au construit-o în 7 luni. Aceștia mărâți, în fond, au construit biserica aia cât este de mare, în 7 luni. A început să fie construită cu femeile, cu mâinile femeilor. Și atunci bărbații s-au luat după ele, ca de obicei, de altfel. Și astfel s-a construit biserica. S-a simțit o atmosferă de oarecare opoziție față fie de ierarhie, fie de comunism. Voiau ceva altceva, mult mai colorat, mult mai descriptiv și formal, de asemenea. Apoi a fost o lumină. Este o lumină care, astfel calculată, se poate vedea la Maica Domnului din altar cum reflectă parcă ar avea propria ei lumină. Avem o boltă în leagăn imensă, de sute de metri pătrați, care a cerut să fie deschiderea spre cer. Orice intervenție, să zicem, tradițională, care ar fi tăiat-o în elemente sau în porțiuni, care tăieturi într-un fel imită nervurile arcurilor sau ale coloanelor, am găsit că este nenecesar acolo. Să lăsăm lumina să vină direct și să-i vedem pe cei de sus fără tăieturi. Și am conceput-o ca o friză continuă, ca, sigur, istoria vieții de la Buna Vestire încolo, într-o succesiune, ca în scris, într-o succesiune continuă de imagini, în timp ce izolez, prin cerul albastru, izolez simbolica divinităților Pantocratorul, Treimea și Maica Domnului Orantă, care se desprind cumva, în intenția mea cel puțin, dincolo, un alt cer, un al doilea, un al treilea cer. Sigur, foarte mult arhitectura a determinat asta. Desigur, foarte mult a fost dorința oamenilor. Noi nu vrem aia, noi nu vrem aia, noi vrem aia, să nu fie prea deasă, să nu fie prea înghesuită, să nu fie așa, să nu fie pe dincolo. Trebuie să ții seama de asta, că ei comandă lucrarea. Întrucât adormirea Maicii Domnului este unul din cele mai iubite praznice din Ardeal, moroșenii din Iehud au dorit ca această temă iconografică să fie amplu reprezentată. Răspunzând acestei cereri, maestrul a desfășurat pe peretele de apus o vastă compoziție în care sunt ilustrate cu mult har tragismul și solemnitatea narațiunii. Impresionat de credincioșia oamenilor și în egală măsură de personalitatea preotului Ioan Marcu, pictorul i-a imortalizat într-un original tablou votiv,
situat în calota altarului, aproape de tronul Maicii Domnului, a cărei icoană moroșenii o poartă în pelerinaj la fiecare sărbătoare. În același an în care încheia lucrările de pictură la Iehud, iar biserica era sfințită, Petru Botezatu a fost chemat la Baia Mare, unde în centrul vechi se înălțase o nouă biserică. Era anul 1984. Privirea celui care intră în această biserică este atrasă de la început spre calota altarului, acolo unde chipul Maicii Domnului iradiază, la fel ca la Iehud, o lumină inefabilă. Tehnica tempera în care a lucrat i-a dat posibilitatea pictorului să folosească o gamă largă de tonuri galbene, tonuri ce creează o puternică senzație de lumină și căldură. Din păcate, varul pentru prepararea grundului procurat în vremea aceea în condiții vitrege a fost de proastă calitate și, în consecință, astăzi, valoroasa pictură începe să se degradeze. Este singura biserică pictată de Petru Botezatu care suferă astăzi și este mare păcat pentru că pierdem o lucrare de mare valoare, așa cum știe de altfel toată lumea. Probabil că lucrul cel mai nefericit este că nu se iau niciun fel de măsuri pentru a fi restaurată, deși pictorul este în țară și ar putea să o recupereze. O noutate din punct de vedere tehnic o reprezintă realizarea icoanelor împărătești. Cu mare ingeniozitate, pictorul Petru Botezatu a transpus pe lemn prețiozitatea vechilor ferecături. Modelajul fin al grundului, foița de aur și agatele încrustate pe aceste icoane amplifică aspectul fastuos al iconostasului. Chiar înainte ca pictura din această biserică să fie terminată, faima pictorului se răspândise deja în eparhiile din Ardeal. Capela seminarului teologic din cadrul din curtea arhiepiscopiei din Cluj a fost construit forțat în interiorul unui bloc. Nu are exterior. Este construită pe două etaje în interior, pentru că ordinea zilei, cea trecută, impunea ca să nu mai apară o biserică acolo cumva. De asemenea, avea un scop precis, acela de a sluji nevoilor, sigur, a noilor elevilor teologi. Deci este o biserică toată în exclusivitate, toată, este în betoane, turnată în betoane, cu mari eforturi ca să-i dea o formă care să fie adecvată unei biserici. Nu este o simplă cameră. E imensă muncă pentru a transforma două etaje într-o biserică. Este singura, probabil, vreodată, eu nu știu despre așa ceva, singura biserică care este construită numai în interior. Este o biserică chinuită. Aș zice că este singura biserică atât de chinuită văzută vreodată. Și ca urmare, și greutățile de pictare ei au fost chinuite. Problema acolo a fost, în mare parte, legată de construcție însăși. Deci foarte multe betoane, frescă pe beton, toată lumea cam știe că se face greu. Apoi am vrut să o îmbogățesc exact ca pe o icoană, lucru care câteodată mi este reproșat, că transpun prețiozitatea și detaliul icoanei pe lemn pe perete. Pare să arate bine totuși. Respectiv să devină o bijuterie în interiorul restricțiilor de tot felul. Și eu am vrut să fac cel mai bun lucru posibil pe care eu îl puteam face. Folosind cele mai bune condiții, cele mai bune materiale. Și până la urmă a ieșit ceva. A ieșit o adevărată revoluție în pictura monumentală religioasă, care stagna de multă vreme în spații întunecate cu figuri ascetice. Folosind cu mare har bogăția coloritului și strălucirea aurului, Petru Botezatu a transpus pe pereții acestui lăcaș chinuit viziunea bucuriei pascale. Într-un moment de grație, pictorul a reușit parcă să întrevadă o pură și blândă frumusețe care nu e din lumea aceasta și pe care s-a străduit să ne arate tuturor. Celor obișnuiți cu picturile negrite de vreme, această explozie de culoare și lumină li s-a părut o erezie,
și-au decretat că imaginile lui Petru Botezatu nu sunt conforme cu dogma ortodoxă. Ori eu am renunțat la dogmatismul spațiilor întunecate, respectiv a reprezentare aproape ca o de rogojină pe suprafață. Am încercat să o fac cât mai prețios cu putință, cu foarte mult aur, cu mare grijă în detalii. Ca biserica să fie o bijuterie. E maximum de efort pe care un om poate să-l facă, să celebreze gloria lui Dumnezeu. Ori mi s-a imputat asta, că nu este destul de întunecată, că nu este destul de bizantină din punct de vedere, să zicem, monahic, capelă de mănăstire, deși niciodată n-am simțit că acea capelă e de mănăstire, e pentru orășeni, pentru în mijlocul orașului și pentru preoți, nu pentru călugări, care pare a fi mai degrabă adecvată sau adecvat acel stil. Eu am văzut-o ca pe un lucru prețios și de aici sigur că mi s-a reproșat că nu este destul de bizantină. Și se pare că s-a uitat că Bizanț înseamnă fast, înseamnă imperial, înseamnă recunoașterea împăratului ceresc, căruia noi ne adresăm cu maximum de posibilități pe care noi înșine le avem, căci nimeni nu se duce la împăratul cu mâinile goale sau cu câteva rogojini în brațe. Se duci cu tot ce este mai bun, mai important, așa cum au făcut magii, cu aur, cu uleiuri mirositoare, cu smirnă, cu daruri prețioase. Tu te duci la divinitate cu tot ce ai tu mai prețios. Și ce avem noi mai prețios? Avem aurul, avem culoarea bogată, avem efortul să arătăm că această divinitate este prețuită de noi înșine. Că altfel atunci de ce o mai facem? De fapt, se pare că nu încălcarea dogmei a fost adevăratul motiv pentru care pictorul Botezatu a fost contestat de comanditar la Cluj, ci intrigile întunecate ale unui personaj căruia pictorul i-a găsit în scena pogorârii la iad locul potrivit. Ultima biserică pictată de Petru Botezatu înainte de emigrare a fost biserica din Șimleul Silvaniei. A lucrat aici cu mare febrilitate. Voia să termine lucrarea cât mai repede, întrucât își pregătea în mare taină fuga din țară. Era anul 1987. A pictat bolta, instruindu-și în același timp ucenicii, învățându-i cum să termine singur lucrarea. Ca să-i motiveze, le-a prezentat situația ipotetică a deturnării avionului Oradea-București, pe care el, Petru, urma să-l ia pentru a merge câteva zile acasă în capitală. Deși ipoteza li se părea prea puțin probabilă, ucenicii și-au însușit conștiincioși lecțiile maestrului. Ultima scenă pictată de Petru Botezatu la Șimleul Silvaniei a fost, coincidență stranie, pogorârea la iad. Apoi a urmat libertatea. Petru și Cora, soția lui, au ajuns prin Belgrad la Viena, iar ucenicii au aplicat singuri pe pereți lecțiile învățate de la maestru. După Revoluție, răspunzând chemărilor venite din partea celor care nu-i uitaseră marele talent, pictorul Petru Botezatu a revenit temporar în țară. Marea provocare pe care și-o dorea la Birmingham i-a fost prilejuită de părintele Ioan Ghiurco, parohul Catedralei Sfânta Vineri din Zalău, care, în anul 2000, i-a încredințat zugrăvirea acestui mare lăcaș de cult. Mi-am zis, când am intrat prima dată, a zis doamna către domn profesor: Petru,
Ai, sunt spații în care tu poți să creezi. A zis domnul profesor, dacă părintele mă lasă. Eu zis domnul profesor, respectând canoanele, aveți toată libertatea să creați. Dar respectăm canoanele. Bine, părinte, și ne-am împăcat de minuni și ne împăcăm. Creează, respectăm canoanele și este ceva cu totul deosebit. O noutate introdusă de Petru Botezat în pictura Bisericii Sfânta Vineri este viziunea raiului pe care maestrul a zugrăvit-o la baza turlei sub arcele logiei circulare. În fața îndoielii care corupe astăzi vechile certitudini, în fața relativismului care încearcă să submineze orice noțiune de adevăr și în fața umanismului fără Dumnezeu, aceste imagini exprimă concepția pictorului despre lumea menită în dumnezeirii, menită să se întoarcă în Edenul pe care, prin păcatul primului om, l-a pierdut. Mi-amintesc de un jurist din Cluj, când a intrat aici și s-a uitat la cupola pictată, a stat uimit și a zis, Dumnezeule, îmi face impresia că pereții s-au dat în lături ca să lase cerul să coboare pe pământ. Aici e cerul, aici este raiul, părinte. Sigur că m-am bucurat enorm când am auzit așa ceva și nu numai atât, dar adesea fac teste involuntar, că sunt în biserică, în treni, de pe schele mă cobor și vin grupuri. Când îi văd că intră, stau deoparte să văd care este reacția și nu exagerez, peste 90% dintre cei care intră se opresc, se uită și zic, vai ce frumusețe este aici. Eu atunci sunt extrem de mulțumit, de fericit că ceea ce am vrut să fac, se face. Ceea ce am căutat, de fapt, am găsit pe artistul potrivit pentru ceea ce doream noi să facem aici, pentru că dacă omul a admirat frumusețea, i-a plăcut, înseamnă că și-a umplut sufletul de frumusețe, el nu s-a mai întors cum a venit. El intră cu probleme, apăsare sufletească, cu urâtul adesea în suflet, aici trebuie să schimbe totul și calea lui să fie alta când s-a întors. Ori și când, prin privire, când vede frumusețea, îi se umple sufletul de frumusețe și altfel este, se întoarce altfel acasă. E ceea ce am urmărit de fapt. Într-adevăr, atunci când arta sa este pusă în slujba lui Dumnezeu, chiar și cu o pensulă firavă, un pictor poate sfărâma pereții însingurării noastre și ne deschide, prin frumusețe, ferestrele spre ziua a opta.